regina diplomat sau regina vedetă o pot descoperi în fotografiile de epocă adunate într-un album cu imagini inedite. Cartea a fost lansată astăzi la Muzeul Național de Istorie în prezența familiei regale. Despre regina Maria se știe că avea înclinații artistice și abilități diplomatice, dar puțini au aflat că cea care a jucat un rol foarte important în istoria românilor a acceptat să fie unul dintre pionierii publicității. Este în această carte o fotografie destul de interesantă, reprezentând-o pe Maria, făcând reclame la merele aurii Stark. Fotografia e făcută în St. Louis, în Missouri. A fost destul de greu de convins să pozeze, pentru că nu și închipuia ca să facă o fotografie instantaneu, fără să gândească prea mult dacă poate să accepte acest lucru. În schimb, a văzut pe cei din suita regală cum savurau acele mere aurii și în cele din urmă a gustat și a acceptat să facă fotografia pentru reclama comercială. După o documentare de peste 7 ani în arhivele britanice și românești, istoricul Diana Mandache a reușit să o descopere pe regină în ipostaze necunoscute pentru români. Albumul Mary of Romania, Image of a Queen, este prima cronică în imagini a vieții reginei Maria.